Dar înainte să intrăm în dezbatere, vom asculta câteva argumente legislative mai mult decât pertinente ale fostului ministru al educației, Daniel Funeril. Domnule ministru, vă mulțumesc în primul rând foarte mult pentru participarea la emisiune. Aveți o lege care vă poartă numele. Sunteți unul dintre cei mai activi miniștri ai educației pe care i-a dat sistemul românesc în cei 30 de ani și sunt foarte curios cum vedeți dumneavoastră această încleștare ideatică între susținătorii orelor de educație sexuală în școli și cei care ridică niște semne de întrebare privind și oportunitatea, dar și vârsta de la care ar trebui începută o asemenea educație. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și vă spun așa din prima. O văd cu foarte multă relaxare și cu foarte multă rațiune. Permiteți-mi să vă spun câteva elemente. În primul rând, în discuția asta despre educație sexuală, aș vrea să nu asistăm la un dialog al surzilor, iar victima să fie copiii. Însă, cred că e foarte important să clarificăm care e rolul școlii în chestiunea asta. Și acum, să înțelegem că obligația școlii, prima obligație a școlii, este să-i protejeze pe copii de două extreme. Pe de o parte, extrema hipersexualizării, care, e adevărat, e propovăduită cam agresiv, de unii pentru care practicile sexuale sunt principala preocupare în viață și de la Lenin încoace e și un pretext de revoluție continuă. Dar trebuie să-i protejăm și de extrema celor pentru care sexul e o chestie tabu. Din păcate și această extremă e uneori agresivă și adesea vine pe filieră religioasă. Vreau să spun din prima că atât extrema hipersexualizării cât și extrema celor care consideră sexul tabu sunt toxice pentru copii. De ce? Pentru că îi lasă pe copiii noștri dezarmați în fața propriilor biologii. Acum, înainte să dezbate subiectul, vreau neapărat să vă spun ceva ce nimeni nu vrea să audă în România ziua de astăzi. În programa obligatorie, deci vă rog notați așa mare acolo pe burtieră, în programa obligatorie de biologie de clasa a șaptea, în ordinul de ministru 3393, scrie negru pe alb că trebuie obligatoriu predate următoarele chestiuni. 1. Elemente de igienă și prevenire a îmbolnăvirii sistemului reproducător la om, infecții cu transmitere sexuală. Trebuie obligatoriu discutat ce este un comportament sexual irresponsabil, cum se ajunge la o sarcină nedorită, în scopul identificării comportamentelor de risc și formularea de concluzii pe baza informațiilor extrase din surse documentare privind funcțiile de reproducere. Deci, subliniez, asta scrie la ora actuală în legislația României. Spus pe scurt, și legea 45 care se referă la educația sexuală și cea care se vrea acum trecută prin Parlament care să elimine educația sexuală, sunt inutile. De ce? Pentru că avem în școală exact ceea ce trebuie. Problema nu este că nu avem lege. Problema nu este că nu avem legislație. Problema este că la clasă nu se face, din păcate, tot ceea ce ar trebui să se facă. Și aici vreau să vă spun un lucru din experiența de ministru și din experiența din bunele practici ale tuturor țărilor. Domnul Reste, e o prostie să dai o lege pentru sau împotriva unei materii. De ce? Nu bagi în orarul copiilor orice gărgăuni trec prin capul parlamentarilor. Programa școlară trebuie să fie făcută de experți la nivelul ministerului, nu de parlamentari care azi au o idee creață, mâine au altă idee creață. Și sigur că atunci când am fost în mandatul de ministru, sigur că s-a pus această problemă, nu atât de virulent, nu atât de, excitat ca acum. Și eu am spus următorul lucru celor care făceau programa școlară. Spuneam foarte simplu, domnilor și doamnelor, intervenția școlii trebuie judecată prin prisma faptului că viața sexuală are patru componente. 1. Componenta biologică, sarcina și igiena. 2. Componenta legală. 3. Componenta morală. 4. Componenta legată de plăcere. Și acum, dacă mai dați 2 minute, am să vă spun exact ce spuneam atunci. Vă rog, și ceea cu siguranță vă dau cele 2 minute, dar aș dori să vă pun, să vă pun o întrebare totuși. Vă rog, copilul fiind minor, când se discută despre un asemenea subiect, mi se pare foarte corect acordul dat de către părinți. Deci, aici
Vă rog. Da, vă rog. Continuăm. Asta vreau să vă întreb. Cum priviți în calitate totuși de ministru al educației rolul pe care l-au și părinții în formatarea mentalului copiilor, domniilor lor? Am să vă răspund extrem de precis la această întrebare pentru că am reflectat la ea. Linia de argumentare pe care vreau să vă aduc trebuie să ținem cont de cele patru componente. Realitatea biologică, care este o realitate. Această realitate biologică, ea nu ține cont nici de ce crede un părinte, nici de ce crede un alt părinte. Iar legat de componenta biologică, e limpede că școala trebuie să explice detaliat și inteligent tinerilor aceste lucruri. Dar exact acest lucru este în programa școlară. Astăzi, în programa școlară de clasa a șaptea. Deci, în domeniul componentei biologice, nu trebuie schimbat absolut nimic, trebuie doar urmărit că profesorii livrează asta la clasă. Componenta legală. Aici, în componenta legală, trebuie foarte limpede spus, unu, ce este consimțământul. Trebuie spus mai ales băieților, dragii mei, când o fată îți spune nu, asta înseamnă nu. Trebuie spus foarte clar ce e violul, trebuie spus foarte clar, trebuie învățați copiii care e diferența între a face curte și a hărțui. Trebuie foarte clar spus copiilor care este despre ilegalitatea traficului de persoane și a prostituției. Dar și acest lucru este prevăzut deja acum în programă. Deci nu e nevoie de nicio lege nouă, nici pentru a vorbi în școală despre componenta biologică, nici despre cea legală. Fiind vorba despre adevăruri obiective, aici nu e nevoie de niciun consimțământ al părinților, pentru că biologia este aceeași, iar legile sunt aceleași pentru toți. Acum, mai vin două componente. Componenta morală și componenta legată de plăcerea asociată sexului. Suntem după ora 22, deci putem vorbi pe șleau. Aici, legat de componenta morală, școala trebuie să aibă o intervenție limitată. Mai precis, școala trebuie să fie foarte clară asupra ceea ce înseamnă un comportament adecvat. Din nou, trebuie reiterat. Nu este nu, nu e ok să fluier fetele pe stradă, nu e ok, e chiar ilegal să ai un comportament agresiv. Școala nu are, și subliniez acest lucru, școala nu are vocația să învețe pe copii că trebuie sau nu trebuie să adopte un anumit tip de moral. De exemplu, fără sex înainte de căsătorie. Asta ține de intimitatea fiecăruia. Deci școala, da, școala trebuie să te învețe să nu fii golan, dar școala nu trebuie să-ți dicteze comportamentele intime cât timp domnule ele sunt ministru, legale. Vă rog. Colegul meu, George Grigoriu, a dorit să vă pun o întrebare, după care aș dori să vă mai pun și drag, eu. Cu mare drag, aș vrea doar să-mi permite să duc la capăt această, nu mai durează mult, să se duc la capăt această argumentație logică, sigur, după care sigur, cu mare drag. Deci, mai este o a patra componentă, cea legată de plăcere. Acum, din nou, școala nu trebuie să atingă acest subiect. De ce? În primul rând, pentru că nu există o rețetă, nu există o regulă generală, nici măcar individuală. Acest aspect legat de plăcerea asociată sexului ține de intimitatea fiecăruia. Iar această intimitate e garantată prin Constituție. Sigur, școala trebuie să menționeze sau poate să menționeze că sexul nu este practicat strict pentru reproducere. Iar din acest fapt rezultă o serie de comportamente sociale. Permiteți-mi o scurtă concluzie. Deci, în concluzie, da, școala trebuie să vorbească copiilor despre sex. Școala în acest moment face acest lucru legal, iar acest lucru trebuie îmbunătățit. Unu, să facă bine directorii, inspectorii și ministerul să monitorizeze cum anume profesorii predau ceea ce au obligația să predea. Trebuie să întărim la ora de dirigenție explicarea componentei legale și morale, așa cum spuneam mai sus. Acum, sigur că ideal, educația referitoare la viața sexuală ar trebui livrată în cadrul unei familii călduroase și armonioase. Din păcate, lucrul ăsta nu se petrece. Nu toți copiii au norocul unei familii armonioase și călduroase care le explică acest lucru. Eu am o fetiță de 16 ani, i-am explicat foarte frumos lucrul ăsta. Mulțumesc eu și maică-sa. N-a fost nicio problemă. Sincer, n-a fost nevoie să intervină școala. Din păcate, nu toți copiii au acest noroc. Și aici subliniez că nu trebuie să fim nici irresponsabili, să nu spunem nimic copiilor, dar nici nu trebuie să instituționalizăm la nivelul școlii o hipersexualizare obsesivă, care, e adevărat, ocupă mult spațiu public, prea mult pentru unii. Și acum, foarte simplu spus, fraților, dragi profesori, faceți ce scrie în programă, nu-i nevoie de nimic mai mult pentru a învăța pe copiii noștri să-și protejeze sănătatea, trebuie să le respectăm intimitatea și vă mai spun un lucru.
să-i lăsăm să-și descopere magia vieții romantice. Am făcut-o cu toții. E ceva fantastic ce descoperi la vârsta adolescenței. Și atunci, iertați-mă, nu ar fi fost mai potrivit ca denumirea orei să nu fie educație sexuală, ci mai degrabă educație sanitară? Nu vă supărați, ora asta în curriculumul actual se numește biologie. Nu, păi, Oreste, deci, exact asta ne-a explicat domnul ministru până acum. Deci pledoaria dânsului de aproape 10 minute este una foarte corectă. Absolut. Și ne-a explicat de la bun început cum stau lucrurile. Deci, practic, noi ceea ce ar trebui să regăsim în această oră de sexualizare, există deja la ora de biologie. Există deja în curriculă. Bun, și da, acum deci, se pune întrebarea firească. Da, de ce s-a ajuns aici? 3000... Da, și eu pun această întrebare. De ce s-a ajuns la această discuție absolut inutilă, în care fiecare pare să-și facă o campanie electorală care este dirijată spre propriul electorat, să facă bine toți parlamentarii care iarăși au idei crețe, să pună mâna să citească Ordinul 3393, să solicite eventual Ministerului, domnilor, cum vă asigurați că ceea ce scrie în Ordinul 3393 este livrat copiilor? Ministerul să facă acest efort de verificare, cum, tot așa cum se verifică matematica, fizica, chimia, asta este, nimeni n-a făcut niciun scandal când ordinul ăsta a fost aprobat, e normal, când eram eu și în comunism, în clasa 7, ni s-a explicat foarte clar, ni s-au explicat clar aceste lucruri. Dar aici, vedeți dumneavoastră, noi trebuie să fim apropiați de copiii noștri. Trebuie să facem ce scrie în programă, trebuie să învățăm să-și protejeze sănătatea, dar toate astea trebuie să țină cont de sensibilitățile emoționale, culturale și religioase ale tuturor. Domnule ministru, permiteți-mi, vă rog, înainte vă rog, să ne despărțim și să vă mai mulțumesc pentru participare. Am studiat astăzi referințele Biroului Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, standarde pentru educația sexuală în Europa, destul de stufos și destul de voluminos, da. Centrul Federal German de Educație pentru Sănătate din Köln, încă din 2010. Ceea ce pe mine m-a surprins este că scheletul propunerilor pornite de la Organizația Mondială a Sănătății postulează că această educație sexuală ar trebui începută de la o vârstă foarte fragedă, încă din timpul grădiniței, în perioada 1-3 ani. Și din această perspectivă aș dori să aflu punctul noastră de vedere. Mi se pare exagerat de devreme să discutăm despre asta cu copiii noștri. Vă spun, în calitate de părinte, în calitate de persoană, cum să spun, absolut relaxată față de aceste lucruri, nu dau doi bani pe ce spune o Organizație Mondială a Sănătății. Deci nu dau doi bani. Organizația Mondială a Sănătății s-a decredibilizat într-un mod incredibil în povestea asta cu criza coronavirusului. Chestiile astea pe care le-a spus nu le-am citit, deci nu mi-aș permite să intru foarte profund în detalii, pentru că necitind eu însumi, mi-este greu să comentez. Dar sigur că noi ca părinți, noi ca adulți, trebuie să fim extrem de atenți cu ceea ce se întâmplă cu copiii de la cele mai fragede vârste, pentru că vedeți toate nebunile care se întâmplă. Da? Deci trebuie să vorbești despre masturbare unui copil care încă nu a plinit vârsta de 4 ani. Iertați-mă, domnule ministru, dar mi se pare bizar. Repet, cine nu am citit, nu pot să mă pronunț pe ceea ce nu am citit. Dacă scrie o astfel de chestie... Păi uitați, noi vă dăm pe ecran acum câteva facsimile din raport. Nu pot să văd acest lucru. Dacă scrie acest lucru, e o prostie. Bun, ok. Acum, în concluzie. Domnilor, nimeni nu trebuie să intre cu bocanci în sufletele adolescenților, dar nici nu trebuie să-i lăsăm de izbeliște în fața necunoscutului propriilor biologii. Sunt absolut siderat că în acest moment parlamentarii României iarăși au idei crețe. Puneți fraților mâna pe Ordinul 3393, uitați-vă ce scrie acolo, verificați că se predă copiilor și toată lumea e liniștită. Nu înțeleg această isterie publică legată de un non-subiect. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru precizări.